Bun găsit tuturor, sunt Rodica Rusu și vă invit să urmăriți o nouă ediție Mama Mia, emisiune dedicată tuturor părinților și viitorilor părinți. Împreună cu cele mai îndrăgite mămici de la noi din țară, discutăm despre aventura maternității. Sponsorul emisiunii noastre este brandul de renume mondial de produse organice pentru alimentația copiilor și de îngrijirea bebelușului. HIP pentru tot ce e mai scump în viață. Iar invitata ediției de astăzi este prezentatoarea TV, food blogger și creatoare de conținut, Elena Popa. Elena, bine ai venit la noi și mulțumesc că ai acceptat invitația. Bine v-am găsit, sunt într-adevăr foarte fericită să vorbesc despre maternitate, pentru că am mai fost în emisiune invitată ca food blogger și așa mai departe, dar niciodată ca mămică, pentru că astăzi ne-am intrat de curând în rolul acesta foarte frumos. Le discutăm pe toate astăzi. Femeie sigură pe sine care știe să aprecieze frumosul. Vorbim de Elena Popa, prezentatoare și creatoare de conținut. Pagina ei de Instagram este despre mâncare gustoasă și farfurii aspectuoase. Adoră mâncarea tradițională și este convinsă că oricine poate găti dacă o face cu dragoste și răbdare. De curând a devenit mămică de fetiță, iar maternitatea îi priește de minune. Are în spate o echipă de vis, familia ei care mereu o susține. Călătoriile se pare că o împlinesc și nu ezită să evadeze la mare sau la munte pentru a-și reîncărca bateriile. După cum ai zis și tu, nu prea ai vorbit despre noul rol de mămică, de-aia am decis să te invităm astăzi la noi și să discutăm mai multe detalii. Felicitări în primul rând! Mulțumesc! Cum te simți în această calitate? Mă simt într-adevăr foarte bine, neașteptat de bine, dacă sincer. Ziceam chiar așa o glumă cu prietenele mele, mă uitam mereu la femeile care deja aveau copii și ziceam, sunt ok, sunt bine, înseamnă că o să trec și eu cu bine peste naștere, pentru că aveam o mică frică, ca și orice femeie, cred eu. Dar mă simt foarte bine și sunt într-adevăr fericită în acest rol. De ce anume ți-a fost frică, Elena? De fapt, nu știu, de responsabilități, că nu o să te descurci. Care a fost cea mai mare frică ta? În primul rând, responsabilități, pentru că îmi dădeam seama că viața mea nu o să fie niciodată cum a fost până atunci și, dacă sincer, nici nu aș vrea să o schimb, pentru că îmi place foarte mult așa cum este acum. Alt motiv era nașterea propriu-zisă, care probabil din cauza că erau niște clișee care le-am văzut din filme, de la televizor, povestiuțe din astea mai strașnice de la bunicile noastre, respectiv aveam așa o mică frică față de naștere, dar din fericire mi-am ales medicul potrivit și am trecut cu brio peste această încercare. Vreau să vorbim un pic despre acest proces, pentru că ai zis tu că ai avut istorii din alea care te-au speriat. Dar sunt și istorii frumoase, exact, gen, știi? Exact. Nașteri care durează doar câteva minute. De fapt, cum a fost în cazul tău? În cazul meu a fost foarte frumos. Într-adevăr, ok, travaliul a durat puțin, dar a fost foarte intens. Însă, din momentul în care mi-am văzut copilul, într-adevăr, am uitat absolut tot ce s-a întâmplat până atunci. A fost o fericire de nedescris, într-adevăr. Nu, se uită tot, absolut, adică rămân doar emoții pozitive. Nu am rămas absolut traumată psihologic de la acest proces. Chiar imediat am fost întrebată, ce, mai vii la noi pentru a doilea copil? Am zis, desigur, fără nicio problemă. Asta e întrebarea de bază. Exact. În momentul în care l-ai pe primul, când îl faci pe al doilea. Iar dacă nu l-ai încă pe primul, când apare. Exact. Spune-mi, te rog, dacă a fost la fel de frumoasă și perioada de graviditate? A fost foarte frumoasă. Într-adevăr, copilul nostru a fost un copil dorit, pot să zic și planificat, chiar și dacă nu ne-am așteptat că lucrurile vor evolua chiar atât de repede, adică ne-am dat un timp de răgaz mai mare pentru a concepe un copil, dar pot să zic că din prima lună am rămas însărcinată. Felicitări, ești norocoasă, pot să zic. Exact. Fericirea a venit în familia noastră din prima încercare și într-adevăr, dacă sincer, la pachet cu această fericire enormă care a venit în familia noastră, a venit și un pic de frică. Prima reacție a fost fericire, care s-a schimbat, s-a schimbat foarte brusc într-o frică, pentru că probabil dacă avea să fie mai lung procesul ăsta de pregătire, avea să fim oarecum mai pregătiți, într-adevăr. Dar frica a fost pentru tine, Elena, sau pentru soțul tău? Cine a fost cel mai speriat?
Dacă, sincer, ambii eram și fericiți și un pic speriați, pentru că suntem niște persoane responsabile și ne dădeam seama că acum viața noastră nu mai este... Vom avea grijă nu doar de viața noastră, dar și de viața unui copil care va apărea în familie și, practic, nu poți să... El, decidem absolut totul pentru el. Și îți faci griji ca acele decizii să fie neapărat cele mai corecte, exact, exact, cele mai bine gândite și așa mai departe. Exact. Dar a trecut rapid această frică și a rămas doar fericirea și bucuria. Într-adevăr, am avut o sarcină foarte ușoară. Practic, am fost activă până ultimele 2 săptămâni înainte de naștere. Am stat acasă doar în ultimele 2 săptămâni de naștere, dar nici atunci nu am stat. Am filmat pentru blog în continuu. Practic, și în ziua în care am născut, am făcut chestii pentru blog și așa mai departe. Nu am stat, practic, nici o secundă liniștită. Elena, știi ce vreau să te întreb pe tine cel mai important, în special când discutăm cu food blogger, adică tu ai treabă cu mâncarea zilnic, fiind însărcinată, evident că ai și tot felul de pofte, cum ai reușit tu să ții echilibru sau ți-ai dat frâu libertate și ai mâncat de toate? Nu pot să zic că am fost foarte rigidă cu mine. Mi-am permis să mănânc un pic de toate, dar din fericire fetița mea a avut grijă de mine și mi-a făcut o stare că nu puteam să mănânc deloc dulce. Vai, măcar, practic, măcar ceva bun. Într-adevăr, îmi plăceau foarte mult fructele, chiar făceam haz că am mâncat foarte mult pepene roșu în această perioadă, zic... Fructe, legume, îmi plăceau foarte mult. Altă chestie mai puțin sănătoasă la care mă atragea era panificația, mai ales plăcințelele, era o chestie care mă delectam așa. Și nu spune acum că panificația nu este sănătoasă, pentru că nu aș putea trăi fără asta. Exact, dar dulciurile nu. Mai ales în primele 3 luni nu am putut să ating nimic dulce, nici măcar ciocolată, chestii cremoase. Absolut nu, mi se făcea rău instant. De-aia mă țineam așa cu carbohidrați, proteine, legume și fructe foarte multe. Dar pentru că tu știi mai bine, probabil, cât de important sunt carbohidrații în sarcină și foarte nu avem cum să... nu-i consumăm și să-i excludem. În sarcină este foarte important să avem o alimentație cât mai echilibrată, cu de toate. Practic, este important să ne asigurăm cu tot ce este nevoie și încă în surplus. Desigur, mitul este că mâncăm pentru doi. Nu, nu este adevărat. Mâncăm pentru unul, dar bine. Îmi dădeam foarte bine seama că dacă voi adăuga prea multe kilograme, va fi greu și la naștere și apoi în perioada de recuperare. Într-adevăr, mai ales în ultimele luni, am încercat să fiu atentă, adică nu aveam un regim strict să nu mănânc aia sau cealaltă, dar oricum mă străduiam să nu exagerez cu cantitățile. Chiar și cu produsele sănătoase, pentru că același avocado sau fructele conțin, avocado conține foarte multe grăsimi sau fructele care conțin foarte multă fructoză, care la fel este caloric. De-aia am încercat să mențin un echilibru. Vreau să te întreb și despre perioada post-naștere, da? Dacă s-au schimbat poftele, cum a fost cu alimentația? Ai revenit sau ți-ai păstrat exact același ritm pe care l-ai avut în perioada gravidității? Da, mi-am păstrat același ritm. Unica chestie este că știm foarte bine că în perioada de postpartum, când începe alăptarea, este nevoie să fii mai atent cu anumite produse care ar putea să provoace meteorisme la copii. Nu am mâncat doar terci și piept de pui, cum în unele cazuri fac proaspetele mămici, însă am încercat oricum să exclud unele alimente care ar putea să dea neplăceri. De-aia... pot să zic că am început să mă alimentez și mai sănătos după naștere. Adică ai fost atentă la tot, da. Și ești de fapt atentă la tot. Și sunt în continuare. Am observat. Dar nu mai ai și tu pofte în care vrei, nu știu, vrei să mănânci ceva mai nesănătos, cum ar fi un fast food sau nu știu. Pentru mine, eu cred că dacă mănânci odată în 10 zile, să zicem de 2 ori pe lună, dacă mănânci ceva din fast food, nu este absolut nicio problemă. O făceam și în sarcină, o fac și acum, fără nicio mustrare de conștiință, pentru că până la urmă face parte din viața noastră și nu poți să te abții absolut de la toate aceste bunătăți. Plus, nu sunt o persoană care consideră că este corect să fii foarte rigid cu propriul. Da, deci cu trebuie cu tine. Să-ți mai dai voie uneori să... Pentru că, în atât timp cât este un cheat day uneori exact, să atât
atât timp cât îți permiți, nu ai așa de multe pofte, pentru că dacă permanent ai fi cu, dacă ai trece pe lângă un restaurant de fast food, ți-ai zis, nu am voie să mănânc chestiile astea, o să te stai cu gândul la cei cartofi. Cu cât mai mult îți interzici acest lucru, cu atât mai mult ți-l dorești. Exact. Am vorbit despre poftele tale și sunt curioasă și despre poftele micuței. Dacă alăptezi, nu alăptezi și cum vă descurcați la acest capitol? Într-adevăr, mereu mi-am dorit să alăptez și din fericire am această ocazie, pentru că pe lângă propriile eforturi pe care trebuie să le depui pentru a alăpta, este și o chestie genetică, eu cred, adică sunt femei care sunt mai predispuse de a avea lapte și care poate din nefericire nu sunt predispuse. Eu însă fac parte din categoria aia fericită, într-adevăr alăptez, chiar și dacă la început nu a fost ușor. Cred că fiecare mamă trece prin panica aia când vine acasă de la maternitate și încă nu are destul lapte, copilul plânge. Sau este un proces la început și mai dureros. Exact, din fericire nu am avut foarte mari probleme. Hai să vorbim despre partea frumoasă atunci. Bine că nu au fost experiențe mai neplăcute. Probabil că m-am informat din timp și am acționat corect la fiecare moment pe care l-am avut. Într-adevăr, momentan îmi pare un proces extrem de frumos care creează o conexiune superbă între mamă și copil. Sunt departe de perioada în care nu vă mai alăpta, dar oricum uneori în capul meu apare această idee. Cum? Într-un moment dat va trebui să întrerup acest proces? Când o să apară acel moment, o să zici, Doamne, e posibil oare să întrerup acest proces mai rapid. Da, pentru moment savurează acest proces. Vreau să te întreb și despre micuța ta, care se numește Monica, pentru că încă n-ai zis acest lucru, zic eu, un nume foarte frumos, felicitări. Cum adună ea kilogramele? Este și asta un aspect important în dezvoltarea copilului, mai ales în primele 6-9 luni. Exact, de fapt, cred că aici fiecare mamă un pic își face griji cât de multe kilograme adaugă copilul, mai ales că nu poți să mergi în fiecare săptămână la control, la medic, pentru ca să o cântărești și încerci să faci chestia asta acasă și este foarte hazliu de fiecare dată cum te pui pe cântar cu ea, apoi fără ea, ca să faci această diferență și cred că primele luni, prima lună, chiar nu știam că cântarul meu are ceva, o mică problemă, știi? Așa? Și mă cântăream de fiecare dată și părea că o adăuga foarte puțin și eram într-o panică continuă. Zic, nu, că nu îi ajunge poate lapte, poate e ceva fără problemă. Până m-am dus la neonatolog, mi-a cântărit-o și a zis că totul este bine, a crescut și în lungime și în kilograme. Practic, la naștere ea a avut 3 kg și 200 de grame și acum deja are peste 5 kg, respectiv suntem în normă, nu este nici prea mult, nici prea puțin, dar sincer văd eu personal o schimbare, pentru că deja nu mai încape multe hăinuțe, a devenit mult mai lungă și într-adevăr mai înaltă și o simt mult mai greluță în brațe atunci când o iau. Deci deja, cum ai și tu când trăiești. Exact. În primele 6 luni de viață, dacă acumulează mai greu kilogramele copilul dumneavoastră, este sau nu cazul să vă faceți griji? De ce se întâmplă acest lucru? Vă invit să urmărim un reportaj la care ne spun părerea lor specialiștii. Mama mia! Ca regulă generală, bebelușii trebuie să-și dubleze greutatea de la naștere până la vârsta de 4 luni și să o tripleze până la un an. Medicii spun că alarmant ar fi o stagnare constantă în greutate. Dacă în perioada neonatală bebelușul nu adaugă în greutate, o cauză principală ar fi refuzul copilului de a suge la sân. Uneori, mama nu produce o cantitate suficientă de lapte sau copilul nu are suficientă forță pentru a suge. În acest caz, este necesar să începeți suplimentarea cu formulă specială pentru sugari. Pentru copiii predispuși la reacții alergice sunt produse speciale hipoalergice, care pot fi cumpărate de la farmacie, însă doar după ce s-a discutat opțiunea de amestec cu un pediatru. Dacă am la consultație, de exemplu, un copil care are greutatea sub normă, atunci, în primul rând, ca medic, sunt obligată să verific dacă acest copil nu are o patologie care favorizează stagnarea în greutate sau are un adaus ponderal insuficient. Pentru aceasta facem o serie de investigații, de analize, discutăm cu mama, aflăm multe detalii de care avem nevoie pentru a stabili un diagnostic. Dacă să luăm așa după o statistică, cel mai frecvent este alimentația incorrectă decât o patologie care ar cauza astfel de situații.
Medicii spun că nu este nevoie să-i dai copilului multă mâncare, ci este preferabil ca aceasta să fie cât mai bogată în nutrienți. Dacă nu găsim o patologie și copilul este sănătos, da, atunci încercăm să ajutăm mama prin sfaturi, cum să-l alimenteze corect, ce volum de alimente poate să, adică are nevoie să consume la o masă, câte mese corect trebuie să aibă pe zi, evident în dependență de vârsta copilului și în dependență de ce produs lipsește din alimentația copilului, acel produs încercăm să-l reintroducem și să ajutăm copilul ca să se obișnuiască cu el și să-l aibă deja în meniul lui zilnic. Și iarăși, dacă acestea sunt legumele, foarte des se întâlnește că cazul când copilul nu prea acceptă legumele, una din cauze este că diversificarea nu a fost făcută corect. Să predomine alimentația copilului atât terciuri, dar nu exagerat, da, e suficient o dată pe zi, să predomine zilnic legumele, fructele, cărnița, ouăle de două ori pe săptămână, peștele de două ori pe săptămână. Nu există motive de îngrijorare atunci când copilul atinge pragurile de dezvoltare la timp, relaționează bine și este activ. Produsele HIP ajută la creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului, oferă-i toate nutrimentele de care are nevoie. Am vorbit despre poftele tale, poftele Monicăi. Este un nume mai rar întâlnit la noi și vreau să te întreb cum v-ați decis la acest nume. Probabil a avut ceva și o influență faptul că am fost stabilit un timp în Italia și acolo este un nume așa mai întâlnit. Mai popular. Exact. Am avut mai multe variante, la care una nu-i plăcea soțului, alta nu-mi plăcea mie și până la urmă, într-adevăr, am zis că aceasta să fie varianta cea mai potrivită, mai ales că aveam și așa o glumă, o știm cu toții, pe populara Monica Beluci. Exact. Și eu sunt Popa, dar soțul meu este Bălățel și, practic, fiica a luat numele tatălui și va fi Monica Bălățel, adică ceva asemănător cu Monica Beluci, așa facem noi haz acasă. Dar într-adevăr, am hotărât să-i dăm un nume puternic, pentru că așa am simțit noi. Aveam, de fapt, două nume și am zis că în momentul în care se va naște, o să hotărâm mai bine care va fi. Aveam ideea de Gabriela și Monica. E un nume foarte frumos, la fel. Exact. Și atunci când... De fapt, mai aproape de naștere era practic doar Monica. Adică când discutam cu ea, era practic doar Monica. Probabil că am simțit undeva la nivel energetic că o să-i stea bine acest nume. Asta este numele care îi se potrivește. Exact. Mai sunt părinții, bunicii, care se mai dau și ei cu părerea. Uite, ce nume este? Monica. Păi n-aveți și voi un nume normal, moldovenesc, de al nostru. Din fericire, nu am avut genul ăsta de comentarii. Chiar le-a plăcut bunicilor și nu am avut absolut niciun fel de discuție în legătură cu acest nume. Chiar toată lumea le-a plăcut, adică a fost un fel de Monica, ok, hai să fie cu Monica. Unica ce mama zicea că pare un nume cam dur pentru un copil, dar nu va fi toată viața un copil, până la urmă își petrece în copilărie doar câțiva ani după care urmează adolescența și maturitatea e cea mai lungă perioadă. Îmi pare un nume frumos, plus este un nume internațional, de exemplu am ținut mult să fie un nume internațional pentru că având experiența de a fi, am fost o perioadă peste hotare, mie mi-a fost foarte ușor cu numele Elena, pentru că este un nume la fel internațional, pe când soțul meu fiind Vasile, era un pic complicat, vă dați seama, adică nu este un nume exact, Vasile, se schimonosea în tot felul, până la urmă și-a schimbat numele în Valentino cât era acolo, pentru ca să nu fie genul ăsta de problemuțe. Acum vreau să vorbim un pic și despre rețelele sociale și faptul că tu ești destul de prezent acolo, împărtășești experiențele tale în materie de gătit, culinarie și trebuie să recunosc că mă uitam eu pe Instagram-ul tău și cu foamea mea de astăzi, zic, Doamne, de ce am făcut lucrul ăsta? Tot felul de pofte. Când reușești și cum reușești să-ți combine acest nou rol de mămică și cu ceea ce faci tu pe rețelele sociale? Partea hazliei este alta. Este faptul că pagina mea a avut o creștere frumoasă
anume în perioada în care eu am devenit mămică, pentru că eu de mult timp lucrez asupra acestei, la această pagină de Instagram, postez rețete, deja sunt ani buni de când o fac, dar că nu am făcut o promovare foarte activă, adică am lăsat cumva lucrurile să meargă natural, organic și uite că anume în momentul în care am devenit mămică, am avut o creștere practic triplă la mine pe pagină, o chestie foarte frumoasă și neașteptată. Într-adevăr, în prima lună am avut timp să postez foarte mult, să gătesc foarte mult, la fel și în cele două săptămâni înainte de naștere am fost foarte activă pe pagină. Pentru că în prima lună știm cu toții copilul în mare parte doarme, este foarte cumințel, nu este nevoie să-i acorzi foarte mult timp pentru că sunt mici, încă nu înțeleg multe lucruri, dorm practic jumătate de zi, respectiv aveam mult timp să mă ocup de aceste lucruri, dar nu singură, desigur, pentru că de una singură nu reușești nimic, o am pe mama care mă ajută foarte mult chiar din primele zile de la naștere, mi-a fost mereu aproape și m-a ajutat, la fel și soțul de multe ori m-a ajutat atunci când am nevoie. Cine este fotograful principal? Pentru că în spatele unui blogger de succes stă fie un soț supărat, iubit sau prieten care mereu trebuie să facă poze și nu una, dar foarte multe ca să avem una reușită pentru rețelele sociale. Într-adevăr, multe poze care sunt făcute cu mine le-a făcut soțul meu, chiar și dacă nu îi place foarte mult acest proces, cum ai menționat și tu. Cunoscută situația? Da, exact. Și cel mai interesant este că de obicei zic, hai să facem o poză și atât de mult se împotrivește după aia când privește acea poză peste o perioadă, zice, ai, bai, ce poză drăguță. Și eu ți-am zis, eu ție. În fine, într-adevăr, pozele cu unde sunt prezente eu, în mare parte sunt fotografiate de el, dar și poze pe care le-am făcut singură cu ajutorul unui stativ, pentru că în momentele în care nu ai pe nimeni acasă și știți cum noi fiind blogger trebuie mereu să dăm conținut pe pagină și nu mereu este cineva alături. Și poate atunci și momentul de inspirație în care vrei să creezi ceva și să împărtășești acest lucru. În așa moment ai un stativ care merge cu un pulsant și faci poze astfel încât să nu-și dea nimeni seama. Asta așa, un mic secret din spatele culiselor. Cât de mult ai împărtășit o experiența ta de sarcină și post-sarcină în rețelele sociale? Din păcate, perioada de sarcină nu am expus-o foarte mult pe rețelele de socializare, pentru că în acea perioadă eram ocupată cu sarcina propriu-zisă și plus cu munca, pentru că activitatea mea principală nu este de Instagram blogger, dar este de creator de conținut, adică o fac pentru o companie mare, unde creăm conținut pentru toată lumea, practic avem multe canale de YouTube, Facebook și așa mai departe, unde postăm tot felul de rețete, la fel este în domeniul gastronomic și practic eram ocupată cu această activitate mare majoritatea timpului și deja timpul care îmi rămânea îl dedicam sarcinii, respectiv nu am fost foarte activ în perioada sarcinii pe pagina de Instagram. Din păcate, probabil că ar fi fost mai bine dacă împărtășeam din experiențele mele cu urmăritorii pe care îi aveam la moment. Cât de curioși sunt ei să afle detalii. Dedesubturile, detaliile legate de viața ta personală? Da, că pe lângă gătit mai sunt lucruri care oamenii vor să le cunoască la fel, știi? Exact, cred că aceste puncte sunt cele mai interesante și cele mai curioase, pentru că partea de gătit, până la urmă, este la suprafață oarecum, iar ceea ce rămâne în spatele camerelor este viața personală. Și aici, dacă sincer, mereu când mi-apar genul ăsta de întrebări, sunt foarte deschisă să le împărtășesc despre bunele și relele, de ce nu? Pentru că până la urmă viața vine cu ambele la pachet, poate în proporții diferite, dar până la urmă nu cred că am putea să savurăm pe deplin momentele frumoase din viața noastră, dacă nu ar fi cele mai puțin frumoase. Elena, vreau să vorbim un pic despre relația de cuplu, un aspect extrem de important, mai ales în momentul în care apare un copil în familie. Avem noi, mămicile, tendința asta să ne dedicăm trup și suflet 100% celui mic. În același timp uităm că mai este un alt suflet mic și mare care vrea la fel de multă atenție ca și copilul. Cum reușești tu să le combini pe aceste două, dacă ai avut problemuțe sau situații mai diferite la acest capitol? Din fericire, soțul meu este unul foarte înțelegător
dar nici eu nu îl ignor. Așa să zicem, el își dă seama, pentru că acum mare parte energia mea se duce spre Monica, dar totodată mereu păstrez energie și pentru el, pentru că părerea mea este că relația de cuplu între părinți este foarte importantă. Nu poate să crească un copil fericit, sănătos și împlinit acolo unde părinții nu se simt bine unul cu altul. Dacă să fac așa o comparație, zic că părinții sunt acei doi piloni care țin acoperișul și dacă nu au grijă unul de altul, copilul niciodată nu va fi fericit, nu va fi protejat în această căsuță. De-aia cred că este nevoie să ne facem timp ca mame și să ne aducem aminte că suntem și soții pe lângă asta. Perfect dacă există bunica sau o prietenă cu care poți să-ți mai lași uneori copilul, să mai petreci un pic de timp cu soțul. Desigur, în cazul nostru suntem fericiți și bucuroși că asta copilul să nostru te întreb, nu este foarte plângăcios. Deleghezi tu să aibă grijă de Monica în momentul în care vrei să-i acorzi și vreți să vă acordați timp vouă? Bunica. Bunica. Bunica, exact. Mâinica mea, care cu mare plăcere vine și stă cu fetița, chiar așa le văd că se împacă foarte bine, adică când, în momentul în care o las cu mama, sunt absolut liniștită, adică putem să mergem și la un eveniment împreună. Ok, tocmai asta voiam să te întreb. Ce faceți împreună cu soțul? Cum vă petreceți timpul puțin, dar liber? Uite că puținele ori când am ieșit împreună a fost sau pentru a face de exemplu, aveam o invitație la o zi din naștere sau la un eveniment și am plecat împreună, sau pur și simplu la o plimbare undeva să luăm o cină, să servim o cafea, să mai discutăm așa tete-a-tete, pentru că este foarte important, de fapt, să ai grijă de aceste mici aspecte ale relației și să nu se piardă confidența între soț și soție, pentru că din momentul în care nu mai ai ce discuta cu propriul tău partener și devine oarecum străin, cred că se pierde foarte mult și este important să avem grijă de aceste mici momente. Mai avem și situațiile astea în care femeile, mămicile, proaspetele mămici, brusc se transformă într-o sectă, zic eu, în care toate subiectele de discuție se rezumă la copil cel mic. Dar este important, cum ai zis și tu, pe lângă rolul de soție, mai și rolul de femeie, pe care trebuie să nu-l neglijezi. Exact. Ce faci tu pentru tine? În primul rând, cred că activitatea mea pe rețelele de socializare mă ajută foarte mult să nu mă cufund prea mult în maternitate, pentru că și așa îmi petrec foarte mult timp în maternitate, dar îmi dă așa o fereastră, un răgaz în care totodată mă dezvolt eu, am idei noi, văd lumea mă vede pe mine, facem schimb de idei, schimb de interese și într-adevăr mă ajută. Cât de hazliu n-ar suna, dar pagina pe Instagram mă ajută să mă dezvolt într-o oarecare măsură, să mențin relații, să comunici cu cei din jurul tău. Exact, exact. Elementar, în momentul în care apare un produs nou, cineva îmi povestește despre acel produs, aflu și eu, mă interesez, citesc acolo un articol, în partea aia altă ceva se întâmplă în lume. Uite că ești oarecum informat și în momentul în care discuți cu soțul, nu este doar, uite că am schimbat scutecul sau că s-a simțit astăzi mai rău, a avut coliți sau chestii de gen, adică ești oarecum o persoană mai versatilă, cu mi-a mai multe de discuții. Elena, ai zis tu că ai avut niște frici în momentul în care ai aflat că ești însărcinată. Vreau să știu dacă te-ai lovit de aceste frici la propriu, în momentul în care a apărut copilul. Am avut un moment, dar a fost foarte scurt, într-adevăr, atunci când am plecat de la maternitate, pentru că am stat destul de puțin, mă simțeam bine și respectiv am fost eliberată mai devreme să plec de la maternitate. Practic, dacă am născut pe data de 20 octombrie, deja pe data de 21 eram acasă. Destul de rapid. Da, exact. Nu te-ai reținut la spital. Și uite că în momentul în care eram la maternitate cu fetița, eram ok, pentru că probabil eram într-o ipostază nouă, într-un loc nou. Dar în momentul în care am venit acasă, fiind într-o locație veche, într-o ipostază nouă,
am avut așa un sentiment foarte ciudat. Într-adevăr, probabil că a fost așa un moment de... Eu dau vina pe hormoni, sincer. Pentru că am ajuns acasă, încă nu aveam lapte, cum ziceam mai devreme, eram un pic stresată. Aveam o listă mare de chestiuțe pe care trebuia să le cumpăr pentru copil, gen pastile pentru lactație, ceai pentru lactație, încă mici chestiuțe care trebuia să le iau pentru copil și pentru mine, și într-un moment dat nu găseam foaia aia, de aici copilul plângea, de aici eu eram încă, oricum ești destul de vulnerabilă. Mama de o zi. Exact, vulnerabilă în acea perioadă, și când țin minte că a venit mama la mine și nu găseam nu știu ce și m-am enervat și am început să plâng și maică-mea niciodată nu m-a văzut în așa ipostază, pentru că eu sunt o persoană destul de calmă la ale mele, adică să mă vezi pe mine plângând e o chestie destul de rară. Și ea s-a uitat așa la mine, nu înțelegea ce se întâmplă, dar nici eu nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. După care i-am zis, zic, mama, sunt hormonii, totul este ok. Nu sunt de vină, sunt hormonii, dar uite că chestia asta te ajută pentru că să nu te simți oarecum nebună sau vinovată. Exact, sau... vinovată. E și absolut normal să ai aceste frici, frustrări, anumite temeri. Practic, copilul plânge, nu ai lapte, în casă nu sunt lucrurile aranjate la locurile lor, cum ești obișnuit în mod normal. Era și chestia că trebuia să dormim prima oară la noapte toți împreună, nu știam, să nu pun un pătuț, pentru că mi-era frică să o las singură în pătuț, pentru că îmi părea că dacă nu o să stau lângă ea, o să încetez de să respire. Sunt și momente de oboseală, pentru că trebuie să le faci pe toate, pe care le-ai făcut până la naștere, și se mai adaugă și cele ce trebuie făcute în calitatea de mămică. În plus, de multe ori, lucrurile pe care nu le cunoaștem ni se par extrem de complicate. Apar stări de tristețe, cum ai zis tu, de oboseală. Ce faci tu în acele momente? Cum te recrezi? Cum te odihnești tu? Iarăși o să zic că, în cazul meu, pagina de Instagram este fereastra mea de recreere. Pentru că... De exemplu, de multe ori vine mama și o ia la plimbare pe Monica pe 2-3 ore pentru că foarte bine doarme afară, practic o hrănesc și după care 2 ore doarme ca un geraș afară și în aceste 2 ore am timp să mă ocup cu partea creativă. Practic, să gătesc rețete, să fac poze, să editez videouri, să editez poze, pentru că eu sunt o persoană care își găsește refugiul în creație. Pe mine foarte mult mă încarcă. Deci asta este starea ta de bine, exact, și principala ta ocupație în momentul în care ai timp liber. Exact, exact. Am vorbit despre oboseală, dragi mămici și viitoare mămici, nu trebuie să vă fie frică de acest fenomen, dar cum să facem față oboselii și cum să ne menținem în formă, vă invit să urmărim un reportaj și să ascultăm părerea psihologului la acest subiect. Mama mia! Oboseala își lasă amprenta mai ales în primele luni după nașterea bebelușului. Nopțile nedormite, stresul, teama de necunoscut, schimbările hormonale și fizice, alimentația deficitară le lasă fără forțe pe proaspetele mămici. Specialiștii ne îndeamnă să nu așteptăm ca oboseala să devină cronică, să ieșim din acest cerc al rutinei cu ajutorul partenerului prin împărțirea responsabilităților. Plus la depresia și la epuizarea fizică maternă, se adaugă și să zicem, un car de responsabilități, căreia și un car de stres, mămica proaspătă trebuie să facă față acestor noi provocări și respectiv este bine în această perioadă să își ofere timp pentru odihnă. Sunt câteva reguli pe care ar fi bine să le respecte. În primul rând, să ceară ajutor atunci când simte că are nevoie, să fie realistă că nu poate să mențină casa și curățenia și totul în mod ideal, să fie realistă că nu este timpul pentru prieteni și oaspeți care să îi supra-solicite și așa organismul care se restabilește. Nutriționiștii spun că regimul alimentar este extrem de important pentru a combate oboseala. Pentru un plus de energie, mămicile trebuie să facă lucruri simple care le aduc plăcere și serotonină, un hormon care le va ajuta să se bine dispună. Este important să se adopte și un regim alimentar echilibrat, iarăși mămicile se iau cu treburile, uită să mănânce, omit mesele zilnic,
glucemice, se trezesc la un moment dat că sunt lipsite de energie, consumă băuturi carbogazoase, cafea, zahăr, fursecuri, pentru că se adaugă și stres și iarăși insuficiența de energie și activitatea fizică. Într-adevăr, plimbările în aer liber oferă energie și este important să ne luăm nutrienții de care avem nevoie. De obicei, mămicile care recent au născut administrează complexe de vitamine care au fost prescrise de ginecolog și este necesar și pe parcursul alăptării acestea să fie consumate. Timpul oferit pentru sine tot este foarte important, pentru că atunci când la această epuizare se mai adaugă și cuvântul trebuie în mod constant și cumva este impunerea aceasta că trebuie, resursele organismului sunt limitate și ele trebuiesc recuperate. Copilul are nevoie de o mamă odihnită și fericită care își oferă timp pentru ea, iar atunci când revine este conectată la nevoile micuțului. Am vorbit despre momentele noastre de recreere a mămicilor. Vreau să știu cum se recrează și soțul tău și cât timp liber îi ofer, pentru că presupun că mai există și rol de tătică în care este destul de implicat. Din fericire, nu m-am așteptat niciodată că soțul meu va fi atât de implicat și atât de mult va sta cu fetița noastră. Știam că va fi un tată bun, dar nici chiar într-atât. Chiar, țin minte, într-o zi avea doar o lună și aveam nevoie să plec undeva, nu mai țin minte unde. Și am chemat-o pe mama să stea cu Monica. Și în același timp a rămas și soțul meu cu ea acasă, la care a venit acasă și mama mi-a zis că eu practic doar am hrănit-o cu lapte, pentru că i-am lăsat lapte mamii, și în rest a stat doar Vasile cu ea, la care am rămas așa un pic uimită, plăcut surprinsă, într-adevăr, pentru că îi acordă foarte mult timp și chiar observ că își face timp să vină mai devreme acasă, să stea împreună cu noi, să petreacă timp împreună cu ea, și este foarte, foarte plăcut acest moment. Nu, îl văd că nu fuge de acasă, dar se trage acasă. Cine e mai bun la schimbatul scutecului, tu sau tăticul? Nu o face, că unica chestie pe care nu o face, nu schimbă scutecul, probabil pentru că nu a avut încă ocazia, chiar într-o zi zic că era... O să o creăm? Da, avea doar 2 săptămâni și zic, hai să-i schimb tu scuticul, și eu zic, să vezi cum se face. Și el, uite, în momentul în care o să rămân cu ea acasă și o să fie nevoie să schimb scuticul, o să o fac, dar nu o pune acum să fac dacă ești tu. Și eu nici nu insist foarte mult, pentru că dacă o să fie ocazia, o să o facă. Deja cum se va descurca, depinde de el. Mai era un moment pe care l-am scăpat în momentul în care discutam despre naștere. Voiam să te întreb dacă a asistat soțul tău la naștere și ce părere aveți despre acest subiect. Eu cred că este foarte relativ. Pentru cineva ar putea să fie ok și foarte frumos. În cazul nostru am preferat să nu o am alături, am preferat să nu am pe nimeni alături, să fiu singură cu medicul pe care l-am ales, pentru că îmi pare că este un moment în care ești tu cu propria ta persoană. Și dacă avea să fie cineva din persoanele apropiate lângă mine, avea doar să mă sustragă. Și cu atât mai mult, nu cred că este foarte plăcut să vezi o persoană apropiată, dragă, cum este dureros sau cum oarecum suferă, așa să zicem. De aia am preferat să-l trimit acasă pe soțul meu. Chiar țin minte momentul în care s-a început tot procesul, am sunat-o pe mama, zic să vină la clinică, și ea era practic în aparte tot, nu a fost cu mine în sala de naștere, dar pe soț chiar l-am trimis acasă. Și am zis că uite, ar fi altcineva, scuze că te întrerup, și ar spune, păi nu este corect acest lucru, trebuie să fie și el, trebuie să vadă și el sacrificiul pe care îl faci și aducând pe lume un copil. Ar trebui să te susțină să fie lângă tine. Ce ai spune tu unei astfel de replici? Eu aș spune că cred că soțul trebuie să înțeleagă și fără ca să te vadă pe tine în acea agonie prin ce sacrificii treci tu. Pentru că nu este vorba doar despre naștere. Este vorba și despre sarcină. Este vorba și... Este mai complicată perioada de a crește un copil. Nu, este complicată și nașterea propriu-zisă, dar... Eu am vrut să o păstrez oarecum pentru mine. Elena, cât de mult asculți tu de ceea ce zice lumea din jur? Și când zic lumea din jur, mă refer nu neapărat doar la oamenii de pe Instagram care te urmăresc sau cei apropiați prieteni, dar chiar și părinții sau bunicii. Cât de mult ții tu cont de tot ce zic ei în momentul în care ai grijă de micuța?
Mă deranjează foarte mult și mă enervează superstițiile. Din fericire, nu sunt foarte multe la noi în familie, dar oricum... Dar mai apar, câte una și, într-adevăr, mă deranjează foarte mult, pentru că nu sunt o persoană superstițioasă. Și ideea este că, în mod normal, când mi se zice ceva de superstiții, nici nu le atrag atenția. Dar când vezi acest pui micuț și îți dai seama că ceva ar putea să-i facă un rău, în capul tău se petrece așa un dezechilibru și parcă pe secundă zici, dar poate... Și apoi, nu, astea sunt prostii, gata, lăsăm cu chestiile astea într-o parte. Într-adevăr, nu-mi plac superstițiile și... încerc să mă conduc după următorul principiu. Mereu, când mă informez, nu contează. Fie asta cu îngrijirea copilului, fie asta cu un tratament care urmează să-l fac sau orice decizie pe care vreau să o iau în viața mea, încerc să consult cât mai multe surse și acolo unde sunt punctele de legătură, chestia care o văd cel mai mult întâlnită în toate aceste surse, îmi pare că ăla este adevărul, ăla este nucleul. Și respectiv, conducându-mă după acest principiu, de obicei nu dau greș. Într-adevăr, se ia decizia cea mai corectă pentru momentul dat. Îmi pare chestia cea mai logică pe care poți să o faci, să consulți cât mai multe surse, să găsești punctele de legătură și alea să le urmezi. Care a fost cea mai, nu știu, haioasă, poate, superstiție sau situație în care... De exemplu, eu am avut-o cu să nu pășești pragul casei, că o să fie copilul la naștere cu cordonul în jurul gâtului. Bine, nu știu dacă are vreo legătură una cu alta, dar știu că am auzit foarte des această superstiție. Exact, se mi-a zicea că dacă dai cu piciorul într-o pisică, o să fie copilul păros sau chestii prostii de genul care nu le înțeleg. Sau altă chestie care... chiar un pic, nu știu, am simțit-o foarte stranie, este gen că în momentul în care chem pe cineva să-ți vadă copilul de genul feminin, nu se poate să fie în perioada de menstruație. Wow, e exact. Ceva nou! Și mi s-a zis chestia asta că nu, că ar putea copilul să aibă probleme dacă nu este botezat și dacă chem pe cineva și are menstruație, la care am zis... cum ar fi să-ți întrebi oaspeții? Exact, în primul rând, este jenant să întreb despre aceste chestii. În al doilea rând, nu înțeleg ce are lumea cu menstruația feminină. Adică, care este problema? Este un proces sănătos pe care e bine să-l ai. De ce mereu se asociază cu ceva negativ? Nu înțeleg de ce. Lumea superstițiilor e foarte asta variată. Asta e chestia care cel mai mult mi-a dat așa... confuzie, într-adevăr. În rest, ok, sunt chestii care probabil că înainte oamenii încercau să astfel să justifice anumite momente care se întâmplau cu copiii lor și căutau tot felul de chestii magice și... Explicații magice. Exact. Tu ești din categoria mămicilor pe stil nou și atunci când zic pe stil nou, în care lasă lucrurile mai ușor, să decurgă de la sine, mai puțin stres, sau ești din acea categorie de mămică care totul trebuie să fie perfect, ca la carte, iese afară cu două căciuli, potmolit, sau încerci să fii mai liber la acest subiect? Eu cred că aici foarte mult depinde de tine cum ești ca persoană. Dacă tu ești o persoană care lasă lucrurile de la sine și care îi plac lucrurile mai organice, mai naturale și fără ca să te stresezi prea mult, atunci așa vei fi și în atitudinea cu copilul. Dacă tu ești o persoană care îi place să fie totul ca la carte, respectiv vei avea aceeași atitudine și cu copilul. Nu am fost niciodată o persoană mega care a urmat absolut toate regulile, de-aia și când vine vorba de copil, am niște principii, într-adevăr, nu vreau să urăcesc și așa mai departe, pentru că îmi dau seama că ar suferi tot copilul, dar nu o îmbodolesc foarte mult, chiar... săptămânile trecute vorbeam cu mama și am scos-o din băiță și ea mă întreabă, dar nu o înfăși după ce o scos din băiță? Nu, eu o las așa cu pielea goală să mai prindă un pic de aer, să mai prindă un pic la forțe, pentru că îmi dau seama că atât timp cât faci acest proces treptat, ajuți copilul. Sau elementar chestia asta de a fi extrem de atent cu orice chestie pe care o pune în gură, să nu-i permiți... Astfel noi explorăm lumea și îmi dau seama că ea tot trebuie să-și facă imunitatea proprie și să-și creeze anticorpi. Deci nu ești din aia cu dezinfectant oriunde se poate afla copilul? Nu, adică, atât timp, chestiile importante trebuie să fie extrem de curate. De exemplu, sticluța pe care o folosesc atunci când
las mamei lapte pentru că lasă lapte matern, o spăl cu foarte multă atenție, o dezinfectez de câteva ori pentru că îmi dau seama, probabil că având studii de tehnolog și am studiat și microbiologie, îmi dau seama foarte bine de că dacă creezi anumite condiții se creează bacterii patogene foarte periculoase, dar în mod normal în viața noastră de zi cu zi, în căminul pe care îl avem, nu există bacterii foarte periculoase, adică atât timp cât nu ia, nu știu, crâpa de la bucătărie sau buretele, adică astea sunt chestii periculoase, dar în rest o jucărie sau o chestie care stă pe acasă sau o pernă să ia să pună în gură, nu e o problemă, pentru că până la urmă ne înconjurăm de aceste bacterii. Sau mai știi regula aia cu 3 secunde dacă a căzut ceva jos și nu asta, decât 3 secunde poți să pui în gură. Exact, exact. Nu s-au lipit bacteriile în acele 3 secunde. Să zicem așa că în 3 secunde bacteriile nu-și dau seama ce au de făcut. Și ai ridicat, deci nu este luat în considerație. Eu cred că noi de mici ne-am jucat în... Bine, dacă e să facem o comparație cu ce ai trăit tu în copilărie și cu ceea ce urmează și trăiește, de fapt, Monica, care sunt acele categoric da sau categoric nu? De exemplu, noi ne-am jucat de mici cu animale. Spre exemplu, eu am avut pisici, câini mereu în, avem pisica acasă, în jurul meu. Mai mult decât atât, cred că cele mai bolnave și bolnavi căței care îi găseam pe stradă, îi aduceam acasă și netezeam și pupam și așa mai departe. Nu știu cum ești avem în această privință. Acasă. Aha. Practic, îți dai seama, nu suntem... Nu ați izolat pisica când a venit Monica acasă. Nici în timpul sarcinii, nici... Dar știu foarte bine despre riscurile care sunt atunci când ai o pisică în casă, dar motanul nostru este vaccinat, i-am făcut absolut toată deparazitarea înainte ca să... chiar și înainte ca să prind sarcina. A primit instructajul motanul înainte, exact, să apară Monica, ce are voie să facă, ce nu mai are voie din să facă. Din fericire nu se apropie prea mult de ea, chiar când am adus-o acasă, era speriat, dacă era ea pe pat, nici nu se urca pe pat, într-adevăr era motanul un pic speriat. De ce se întâmplă? Da, nu înțelegea, era nedumerit, zice, a apărut încă o chestie de dimensiunea mea în casă care dă din mâini și din picioare, adică chiar nu până în momentul actual, așa, mai... Păstrează distanța. Exact, păstrează distanța. Suntem aproape de final, Elena, dar până ne luăm rămas bun, mai avem aici câteva întrebări, un blitz chestionar pentru invitatele noastre, întrebări destul de simple, cu variante de răspuns. Așa, și prima întrebare este, ce preferi să faci tu dimineața, sport sau somn? Știu că aș vrea cu toate să zicem sport, dar... Nu, sport nu. Dar nici nu, că nu sunt o somnoroasă. Adică de obicei îmi place de dimineață să fac micul dejun. Dacă așa, se poate să aleagă treia variantă. O să includem și această variantă. Grădiniță sau bună pentru micuța Monica? Grădiniță. Pentru că îmi pare că în grădiniță mai mult socializează și se dezvoltă mai bine copiii. Laptele formulă sau cel matern? Matern. Dar, desigur, dacă nu ai posibilitatea să alăptezi, nu o să te chinui. Există laptele în formulă, care este la fel foarte bun și foarte sigur. Într-adevăr, trăim într-o eră în care tehnologiile s-au dezvoltat foarte mult și... Și ne ajută, exact, din multe, exact, puncte de vedere. Așa, Suzetă, pro sau contra? Nici pro, nici contra. Nu o folosesc pentru că nu prea o ia, dar cu mama uneori o mai ia. Ok, pro. Hai să zicem pro. Pelinci sau scutece? Nu mai e organic, da? Nu ne mai concentrăm prea mult. Chiar și dacă uneori o pun și un pic la aer liber și nu e nicio problemă. Trebuie să avem mulțime de scutece, exact, care corespund tuturor cerințelor în zilele noastre. Așa, sexul în timpul sarcinii, da sau nu? Da. Vacanța o preferă mami la mare sau la munte? Vara la mare, iarna la munte. Se poate amândouă, da, și vreau frumos la pachet și încă una în plus undeva în țările exotice. Așa. Și aici chiar sunt curioasă de răspuns. Cina acasă sau la restaurant? La restaurant. Pentru că și așa gătești mult acasă. Exact. Deci, chiar sigur, și dacă de multe ori ne prindem pe ideea când ne ducem să mâncăm undeva în oraș, că la mine este mai gustos. Am avut și așa momente. Îmi dau seama că este mai complicat să facă față concurenței
restaurantele exact. Atunci când mami este super expertă. Dar am nevoie și eu pentru mine să plec la restaurant. Este în primul rând lărgirea orizonturilor mele culinare, pentru că astfel mereu încerc să gust chestii noi, să văd, nu comand chestii tipice. Uite, când mă duc la restaurant, încerc să iau chestii cât mai nebunatice pentru ca să învăț ceva nou. Să experimentez. Exact. Mai este o întrebare de la sponsorul emisiunii noastre și aici sunt și variante de răspuns. E mai complicată întrebarea. Așa, formula de lapte anti-reflux de la HIP pentru copiii care regurgitează des este mai densă decât formula obișnuită datorită unui agent natural de îngroșare. Și anume, prima variantă de răspuns, făină de grâu cu gluten, și a doua variantă de răspuns, făină de roșcove. Cu siguranță nu este făina de grâu cu gluten, este făina de roșcove. Bravo! Vezi ce înseamnă să fii expert în ale gătitului? Le știi pe toate. Deși, bine, și eu am intuit că răspunsul da, cu gluten este mai puțin. Da, până la urmă, chiar și în perioada de diversificare, nu se recomandă făina de grâu, pentru că este mai greu pentru a fi digerată. Nu te întreb când revii la noi, dar avem o tradiție frumoasă, mămicile, când nasc a doua oară, să vină iar la noi emisiune, poate de ce nu. Și cu această ocazie că ai fost la noi, nu te las să pleci acasă cu mâinile goale. Avem aici un certificat cadou pe care ți le ofer. Niște lucruri pe care poți să le iai de la farmacie pentru Monica, pentru tine, de ce nu, sau poate chiar pentru tăticul vostru. Îți mulțumesc mult încă o dată. Mulțumesc mult. A fost o plăcere. Ediția de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă emisiune Mama Mia!